Bună dimineața, Lavinia! Bună dimineața, oameni buni, oameni dragi! Bună dimineața tuturor! Bună dimineața colegilor! Bună dimineața lui Iulian Frumosu, cum mi se spune la noi, la Matinal și Popular, pentru că el dansează de la 6 dimineața în platou. Bună dimineața, Mihalis! Bună dimineața, dragii noștri prieteni! Bună dimineața, echipei! Ai văzut câte mesaje primește Iulian Frumosu pe Facebook? Da! Da, în fiecare dimineață primim mesaje mai multe decât primim noi, doamnelor și domnilor. Hai să nu exagerăm, că acum chiar te alinți. Noi primim mesaje multe, el primește câteva. Câteva, dar câteva. Putem să-i creștem câteva numărul. Câteva zeci. Câteva. Dar dacă tot îi facem reclamă în fiecare zi, poate că va primi mai multe. Mai ales că astăzi este vineri 13, draga mea. Astăzi vineri 13. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, puteți trimite mesaje de toate felurile către Iulian Radu Gheorghe pe Facebook și pe Instagram și în curând și pe TikTok, doamnelor și domnilor. Chiar tu ai TikTok. Trebuie Eu să am ne TikTok. Facem și noi TikTok. Pentru că ne place TikTok. Am TikTok. Mihalis Dumitrache, sunt pe TikTok și îmi place să descoper diverse lucruri. La un moment dat pe TikTok spunea cineva, dacă nu aveți până în 30 de ani, n-aveți ce să căutați pe TikTok. Am 42 și iată că mi-am făcut TikTok și știi ce fac cu el? Filmează foarte bine. Când mergi undeva, poți să filmezi mai repede, mai încet, cu slow motion, dar de ce face reclamă TikTok-ului? Că nu ne plătește. Pe gratis așa, nu vă faceți TikTok, doar urmăriți-mă pe mine, Mihalis Dumitrache. Te urmări, Mihalis Dumitrache, eu n-am TikTok. Am Îți fac și ție. Am decât Instagram, acolo sunt Lavinia Furtună și am Facebook Lavinia Furtună oficial și am și canal de YouTube. Unde se pot abona subscriberii gratuit. Vezi, am învățat. Gratis. Este totul gratis, Vancea. Dacă vrei, poți să dai acolo subscribe și mă poți urmări peste tot. Pentru că, doamnelor, domnilor, Lavinia Furtună a pus pe YouTube foarte multe colaje făcute în 2020. Așa că adevărate show-uri găsiți pe Lavinia Furtună pe canalul de YouTube. Da, facem show-uri la Matinali și Popular. Păi dacă nu facem noi show-uri, atunci cine? Măcar cât mai putem și noi acum, tu cu spatele, eu cu gâtul, vreo 2-3 săptămâni facem. Dar ne ținem bine și ne ținem bine și în audiențe și vă mulțumim, vă mulțumim, vă mulțumim tuturor. Cum putem noi mai bine să vă mulțumim decât cu emisiuni extraordinar de frumoase și cu invitați pe care dumneavoastră îi iubiți. Ești superstițios? Vineri 13 astăzi ne temem de ceva? Nu, eu nu sunt superstițios. Nu? Am o singură superstiție. Atunci când îmi propun să fac ceva nou, până văd că reușesc... Nu spui. Nu spun, dar când mă apropii și știu că reușita este garantată, atunci spun la toată lumea. În rest, nu am superstiții. Nu cred în superstiții, nu cred în de ochi, nu cred în multe lucruri. Dar... Eu n-am cum să mă mai de ochi cu acest mărțișor, cu ochi. Am ochi. Eu am de un ochi. Înger primit de la producătorul nostru, Daniela Scoică, care este pe o fundiță din aceasta roșie, pe o ață roșie și atunci îl țin aici și cu siguranță nu mă deoache nimeni. Pentru că la cât sunt de frumos și pietrele când trec se întorc. Crapă. Și crapă, exact. Crapă de invidie. Și Daniela Scoică, pentru că suntem în luna lui martie, a primit foarte multe mărțișoare și pe 1 și pe 2 și pe 8 și pe 9. Tu chiar că vrei noi... să spui ce face cu șnurul? Da, a zis că și l-a legat frumos la mânuță să nu se deoache nici ea, nici fetița pe care o poartă în pântec. Da, ce drăguț! Da. Nu se va deochea pentru că avem noi leac pentru cei care se deoache. Dacă vă uitați la Matinal și Populari, nu vă veți deochea. Vrem doar să ne spuneți pe Facebook-ul nostru, pe Matinal și Popular, dacă aveți superstiții, nu neapărat legate de ziua de 13. Vrem să știți, să știm și noi așa despre dumneavoastră, dacă aveți superstiții și ce faceți ca să vă treacă. Și ați văzut, doamnelor și domnilor, că din când în când noi nu punem o fotografie din ziua respectivă. Și astăzi, doamnelor, domnilor, o să vă facem o surpriză și o să alegem o fotografie aleatorie pe care o vom posta pe Facebook-ul nostru, dar și pe Instagram, cu noi doi, acolo unde o să primim mesajele dumneavoastră.
Da, așa vom face. Și bineînțeles că vă invităm și pe dumneavoastră să distribuiți fotografia noastră, distribuiți-o ca să ne demonstrați că ne urmăriți și că sunteți fanii noștri activi. Doamnelor, domnilor, nu vă divulgăm care vor fi invitații noștri de astăzi, pentru că nu-i așa, ne place să vă facem surprize. La singura emisiune de divertisment de calitate din România, doar la Etno TV, matinal și populari. Muzica să mai dansăm și noi și dumneavoastră. Ceai, cafea. Ceai, ceai, ceai. Ceai. Pambora, amor, pro tu na masca neste, de toda a flávia bruta, amor, me interanças as três, de toda a flávia bruta, amor, me interanças as três. Doamnelor, domnilor, am revenit la Matinal și Populari. Este vineri 13 și dacă este vineri 13, avem o petrecere ca în filme. Vă urăm tuturor weekend plăcut deja, pentru că începem weekendul cu toții aici la Matinal și Populari. Și așa cum spui tu, Mihalis, vom avea o petrecere pe cinste. Și știu unde te duc prima dată în această dimineață? În Bucovina! În Bucovina! Pentru că o avem pe frumoasa noastră Graciela Balan. Actriță în rol principal astăzi. Da. Pe care am și numit-o mica ambasadoare a Bucovinei, astăzi trece pe la noi să ne povestească ce a mai făcut între timp și ce planuri are pentru 2020. Doamnelor, domnilor, intră chiar acum la Matinal și Populari prima actriță a filmului nostru vineri 13, Graciela Balan. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, Graciela? Bine ai revenit pe la noi! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Bine ai revenit, draga noastră! Astăzi, pentru că este vineri 13 și așa cum știe toată lumea, a fost un film extraordinar de groază, ce-i drept, cu acest titlu. Astăzi toți prietenii noștri vor fi actori în filmul Matinal și Popular, vineri 13. Cu siguranță! Ce rol și-ar dori Graciela Balan în filmul nostru la Matinal și Populari? Zi tu, așa, ce ai vrea tu să fii în orice film? Rapunzel. Rapunzel, doamnelor și domnilor, a venit la noi la Matinal și Populari. Eu zic să o ascultăm cântând, după care stăm de vorbă despre regie, despre scenariu, ca în orice film. Vineri 13, Graciela Balan, Rapunzel. Gard, mai dorul dor, mândrișez de tori să fac, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Că vin gospodinele, mai dorul dor, ca să învețe fetile, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Cum să-ți iasă la război, ta-ra-ra-ra-ra-ra. Pânză albă ca la noi, ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Și babilii ca să învețe fetele, mă! Hai, hai, fete multe o venit, mai dorul
e mult, da era 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 era. Una toarce la fuior, mai dorul e dor. Alta dea până de zori, da era 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 era. Iar cel de mărita, da era era era. Dița suță o apucă, da era 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 era. Învață nevestele să nu-ncurci ițăli. Hai, hai, eu cu fata veșine, mai dorul e dor. Ne-am luat alte țăli, da era 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 era. De cu sud ne-am apucat, mai dorul e dor. Să și bumbac, da era era rira rira. Cam își vin că-și legile, da era rira rira. Și-om începi horile, da era era rira rira. Și-om purta cămeși cu flori, cu sutil așezători, hop hop și-așa măi. Bravo! Bravo, mulțumesc. Grațiela, bine ai revenit la noi, la Matinal și Populari, pentru că drumul a fost lung și filmul nostru de-abia începe. Pentru scenarii, indicații regizorale și așa mai departe, te invităm pe Turcu Azică, că avem foarte mulți actori care vor juca în vineri 13 la Matinal și Populari. Simte-te ca acasă, Grațiela, draga noastră, pune-ți un ceiuț pentru că începe acțiunea. Chiar acum mai avem încă o fată frumoasă, nu știm sigur ce rol. O să o distribuim într-un rol. O distribuim noi sau își alege ea? Vedem, spune-mi negociem. Exact cum facem, negociem. Dar cert este, ce cere. Da, cert este că este în lista actorilor vineri 13 Matinal și Populari. Diana Bișinicu, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine ați venit, băieți! Bună dimineața! Vă rugăm la scenă, bună dimineața! Răzvan Vachie și Nicola Conducosta sunt colegii mei, o parte din colegii mei. Atâția s-au trezit, mai sunt și alții pe drum, o să mai vină. Cam cât sunt pe drum? Unul sau doi sunt pe drum, să de eu vreau să știu că merge Diana Bișinicu la show-urile ei, câți oameni are pe spate, câți instrumentiști are? Maximum 9. Cu trupa mare, trupa mică în general este lângă mine tot timpul, ca și acum, și vin și ceilalți doi. Ceilalți cu trupa extinsă, cu tobă, cu baz și cu alte instrumente, mergem la show-urile mari, cu 9 persoane. Foarte frumos! Draga noastră, astăzi este vineri 13, iar noi realizăm cel mai tare film la Matinal și Populari cu denumirea Vineri 13. Ce rol îți dorești în filmul nostru pentru că faci parte din distribuție? Oh, ce frumos! Păi mi-aș dori multe roluri. Odată aș putea să spun că sunt zeiță, pentru că sunt zeița vânătorii, pentru că Diana înseamnă și Artemis, știi foarte bine. Zeița, da. zeița vânătorii. Dar aș putea să spun că sunt și regină, de ce nu? Regina în filmul nostru Vineri 13. Pentru că urmează să lanseze o piesă care mă va avea în rol de regină. O să vedeți despre ce este vorba la momentul oportun. Așa că alegeți voi dacă sunt zeiță sau regina astăzi. Știi ce alegem noi? Ce anume? Să vedem cum joci în film și să vizionăm un videoclip. Asta alegem noi pentru că indicațiile regizorale trebuie să fie perfecte. Acolo sunt prințese, să știi. Acolo, prințesă. Uite, și chiar o să vreau să destăinui pentru cei care urmează să vadă video clipul. Este vorba despre piesa pe care am făcut-o fetiței mele, se numește Cântec pentru fetița mea, dar astăzi o să vedeți videoclipul în varianta românească, care se numește Cântic Tiriana, și acolo am fost zâna fetiței mele, prințesa ei, și pentru cei care nu vor înțelege în limba românească, vă invit să intrați pe YouTube și să căutați varianta în română, Cântec pentru fetița mea. Și ca să le dăm așa un pic din și să-i facem curioși, o să cânt un pic, o să vreau puțin efect, vă rog, o să cânt puțin ceea ce cântă fetița mea. Ia să ascultăm.
Din cer eu te-am văzut și alt pântec nu am vrut. Doar tu e zâna mea bună să fii mereu împreună. Asta cântă fetița mea. Deci dați pe YouTube să ascultați varianta românească. Până atunci, în videoclip sunt zâna și prințesa fetiței mele. Eu cred că vei rămâne tot timpul zâna bună pentru fetița ta. Dar acum în filmul nostru vedem zeiță, zână, regină, Diana Bișinicu. Tine-i zâna mea bună, simt două lini.
foarte frumos videoclipul. Este un videoclip pe care l-am filmat în Dubai în luna decembrie. Este o piesă pe care am compus-o cu toată dragostea mea pentru fetița mea. Această melodie a scos tot ce am eu mai bun și mai frumos în sufletul meu, pentru că atunci când, de când a venit Rihanna pe lume, chiar îi mulțumesc în fiecare zi și de fiecare dată când am ocazia pentru tot ce scoate din mine. Pentru că acest copil scoate cea mai frumoasă și cea mai pură latura mea, iar pentru mine Rihanna înseamnă lumină, înseamnă aer, înseamnă tot ce am eu mai bun și mai frumos pe această lume. Cu siguranță se vor regăsi toate mămicile de fetițe și nu numai în această frumoasă melodie și încă o dată invităm pe cei de acasă să urmărească și varianta, și varianta în română pe YouTube, Cântec pentru fetița mea. Doamnelor, domnilor, doamnele în general, această conexiune mamă-copil, nu fiică, nu băiat, este unică și ne bucurăm că foarte multe mame cu siguranță se identifică în această melodie. Am făcut lansarea acestor videoclipuri fix de ziua Rihanna, pe 27 februarie la cinema. Am închiriat sala VIP la Cinema City în Park Lake și acolo am făcut o lansare așa ca la carte, cum mi-am dorit eu, cu presă, cu persoane publice, prieteni de noștri, cu familie, cu prieteni de Rihannei și numărul maxim era de 60 de persoane, atât am avut. Dar vreau să-ți spun că toată sala a plâns. Deci nu conta că erau mame de fete sau de băieți, toată sala a lăcrimat. Și asta pentru mine este cea mai mare împlinire sufletească, pentru că atunci când știu că această piesă a ieșit din sufletul meu, din iubirea mea pentru ea, dar vreau să vă spun că acum 4 ani de zile preotul meu duhovnic mi-a spus tu trebuie să compui și trebuie să compui în camera copilului. De atunci tot îmi spune la fiecare spovedanie când merg că trebuie să compun, dar abia în 2019 mi-am găsit încrederea în mine așa să duc la bun sfârșit toate compozițiile pe care le aveam, pentru că eu din 2011 tot compun și tot compun, mă înregistrez pe reportofon, fie o linie melodică, fie un refren, fie niște versuri, dar abia anul trecut am zis că trebuie să-l ascult pe duhovnic și uite-te că iată că a ieșit și ceva s-a frumos. Concretizat. Tocmai din acest motiv mi-am dorit foarte tare, uite că a venit și cel de-al treilea membru, vreau să-l invit alături de noi pe Gabi Brutaru la chitară. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața, Gabi! Tocmai pentru că duhovnicul meu mi-a spus că atunci când Dumnezeu îți dă un talent și nu profiți de el, Dumnezeu se supără. Și tocmai din acest motiv vreau în această dimineață să cânt piese doar compuse de mine și următoarea piesă va fi Lele. Până la următoarea piesă, draga noastră, în filmul nostru Vineri 13, Matinal și Populari, mai trebuie să chemăm artiști, avem distribuție acest film, după care vedem fiecare cu rolul lui. Noi am văzut deja cum joci în filmele proprii, dar o să vedem cum joci și în Vineri 13 și astăzi voastră. La noi, la Matinal și Popular. Băieți, Diana, vă invităm pe Turcoazică la o cafeluță, pentru că, nu e așa, draga mea Lavinia, mă scoți în oraș. Te scot în oraș, Mihalis, pentru că și tu de fiecare dată mă scoți pe mine la dans. Și cred că și următorul nostru invitat își scoate soția destul de des, din câte știu eu, în oraș, la un film, probabil, la un spectacol, la o cină romantică. Se numește Dan Doboș. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai revenit la noi! Bună dimineața, Dan! Bună dimineața! Bine v-am regăsit! Bună bine dimineața! Bine ai revenit, Dan Doboș! Bine ai venit în filmul nostru! Vineri 13, facem un film la Matinal și Populari și ce personaj ți-ai dori să joci în acest film? Mihalis. Deja a avut atitudine de actor. Mihalis. Dați-mi un Oscar, am cui să îl dau. Mihalis. Da. Aș fi neamărit miliardar. Doamne ajută! E văzuși! Și al doilea rol l-aș juca într-un film istoric și aș vrea să fiu cam Vlad Țepeș. Vlad Țepeș. La propriu sau doar în film? Măi, dacă aș putea și la propriu aș fi Vlad Țepeș. Și ca ce ai face dacă ai fi Vlad Țepeș la propriu? Aș face ordine în țara asta. Ordine! Ordine și curășenie! Nu, ne place dezordinea!
Dezordinea. Eu asta vreau să joc în vineri 13. Dezordinea. Să fiu un dezordonat? Nu, sunt dezordonat. Nu prea ești. Doamnelor, domnilor, îl punem la cântat pe Dan Doboș. Știi că pe timpul lui Vlad Țepeș stătea acolo cana de argint la izvor și nu îndrăzea nimeni să o fure. Nici astăzi. Lăsăm de toate. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată. N-ai fost prădat? Niciodată să nu spui niciodată. Bravo! De aceea trebuie să cântăm ca să spunem niciodată. Niciodată să nu spunem niciodată, dar muzica frumoasă a prietenului nostru Dan Doboș merită să fie ascultată. Ne rămâne în suflet și te ascultăm, Dan Doboș! Aș putea, aș da drumul glasului pistii țara mea. Să răsuni în munți și văi, apii și câmpii, și să adun românii mei tipii unde-or și. Să trăiești frumoasă țară, plaiul meu didor. Noi aici suntem acasă, sub sfânt tricolor. Și-om fi frați cu veșnicia, cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tot neamul meu. Țânii fruntea sus, până șerbi mămăliga, zi și ai dispus. Nu lasa să-ți sufli în zamă și aduși divânt, cât suntem un neam de seamă și avem numii sfânt. Să trăiești frumoasă țară, plaiul meu didor. Noi aici suntem acasă, sub sfânt tricolor. Și-om fi frați cu veșnicia, cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tot neamul meu. Maica preșista, eu te port lângă inimă, țărișoara mea. Și te cânt cât m-oi prișeti, mândru că-s român, ori pe unde apatre și chetrilii rămân. Să trăiești frumoasă țară, plaiul meu didor. Noi aici suntem acasă, sub sfânt tricolor. Și-om fi frați cu veșnicia, cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tot neamul meu. Bate pentru țara ta, hai să treșim frutul frate în Basarabia. Până la Nistru să se întindă jocul din străbuni, și nimu știi să audă, noi suntem români. Să trăiești frumoasă țară, plaiul meu didor. Noi aici suntem acasă, sub sfânt tricolor. Și-om fi frați cu veșnicia, cât vrei Dumnezeu. Să trăiască România și tot neamul meu. Felicitări, Dan Doboș, doamnelor și domnilor, la Matinal și Populare, astăzi, vineri 13, în filmul nostru frumos. Ai văzut de ce vrei eu să fiu Vlad Țepeș? Am văzut. Pentru că iubesc țara. Cred că cu toții la un moment dat ar trebui să fim câte puțin din fiecare, din fiecare cei care cu adevărat își iubesc țara, dar eu consider că și astăzi oamenii își iubesc țara. Oamenii își iubesc țara, își iubesc poporul. Hai să fim realiști, unii dintre ei, că nu toți. Eu zic că majoritatea.
Mai trebuie să ne învățăm unii în pe alții. În sufletul fiecărui român, cred că există acea dragoste de țară. Nu acea cum, doză de patriotism. Nu se poate să nu existe acea doză de patriotism. Da. Eu sunt rezervat. Unii oameni își dau pentru seama, unii oameni își dau seama în momentul în care, ca și atunci când pierzi pe cineva, îți dai seama de fapt ce ai pierdut după ce l-ai pierdut. Și asta spun eu, să dea Dumnezeu să nu căutăm ceea ce nu o să avem dacă nu ținem la țara noastră. Și încă o dată mă întorc la tradiții. Așa probabil și cei care poate nu par că țin la țara lor, țara noastră, dar sau fiecare depinde în ce țară trăiește, dar atunci când pleacă din țara natală, atunci își dă seama de fapt fiecare ce a avut și cum se simte românește și cum se trăiește românește și mai ales cum se iubește românește. Da, da și că cum se sărbătorește românește, pentru că este luna martie și eu vreau să știu cum se răsfață Diana Bișinicu în luna martie. Muncind. Mă răsfăț muncind. Eu mă răsfăț cu Riana. În fiecare zi mă răsfăț cu Riana. Mergem împreună la salon, o iau și pe mine cu mine pentru că a crescut. Merge cu mine și face și ea unghiuțele. Merge la păr, se spală și ea pe păr la salon, își face coafiura. Deja am visat de mult la momentul acesta în care o să am o fată, așa ziceam la 21 pic de ani, vreau să am o fată să crească și să merg cu ea peste tot, să plecăm la cumpărături. Eu mergeam cu ea de micuță și mergeam și îmi cumpăram haine pentru mine și ceream părerea ei. Acum deja e mare, deja știe exact ce... știe foarte bine și alege foarte bine în tot ceea ce o pun să hotărască. Își alege singură hăinuțele, da, deci îmbracă mami cu ce vrea ea. Nu, sunt nicio formă, dar nu de acum, de mică. Se îmbracă singură, mai mult decât atât, v-am spus, îi cer și părerea, depinde ce îi place, cum îi place. Dacă, spre exemplu, îmi place mie o rochie și ei nu îi place, nu mi-o cumpăr. Pentru că îmi place că atunci la 7 când... Da, vai, copilul meu crede mare o intuiție, pentru că așa am obișnuit-o de mică. Ea avea un an și 10 luni, era în căruț, mergeam să-i cumpăr niște haine și am zis, mami, trebuie să ne uităm să vedem ce să-ți cumpăr. Și ea mi-a zis, futa, hai ca să plecăm, văzuse o fustă și hai la casă să o plătim, hai ca să pătim. Și zic, ok, mergem la casă să o plătim, dar alegeți și o bluză. Și fusta era cumva o piersică, ca și culoarea piersicii și zic, bine, atunci dacă toți ai ales, o alegeți și o bluză. Și și-a ales o bluză crem cu o inimioară aceeași culoare ca și fusta. Deci copilul la un an și 10 luni deja știa exact cum să-și asorteze lucrurile. Poate fi un viitor designer, cine știe? Ne-ai spus data trecută este când pești, ai trecut pe la noi. Ca și tine și de altfel... Și în aceea zi. Și în aceea zi. Și de altfel îi place foarte mult partea asta creativă. Și am observat că își face tot felul de obiecte din hârtie și portofele din hârtie, dar chiar în care poate să-și pun lipește la capete și lasă, își pune cumva o platcă peste. Deci te rămâne efectiv stupefiată. Eu la vârsta ei merge chiar la nu știu. La școală, la clasa 0. Clasa 0 da. Și cum este la școală? Îi place foarte mult, este super competitivă, cu toate că eu nu sunt adeptă a competitivității, pentru nici că eu. Chiar făcând niște cursuri de parenting, merg pe parenting democratic, fără pedepse, fără recompense, fără autoritate, fără permisivitate, cu fermitate, evident, dar cu blândețe, cu căldură, pentru că doar așa copilul va înțelege, oamenii. Exact. Pentru că eu nu-mi doresc neapărat, cum să zic, să facă ce vreau, eu vreau să coopereze pentru că vrea ea. Da? Vreau să înțeleagă lucrurile. Întotdeauna de mic copil, de când s-a născut, i-am explicat totul, i-am argumentat. Niciodată nu am luat-o să o duc într-un loc, chiar dacă era mică, fără să-i spun unde va merge. Și fără voința ei. Fără voința ei. Întotdeauna o întreb, vrei bine, nu vrei niciun fel de problemă. Și repet, nu de acum că este mai mare, ci inclusiv de mică. Și obișnuind-o în felul acesta, obișnuind-o practic să decidă lucrurile pentru ea, ea și-a ales singură școala, ea și-a alege absolut tot ceea ce vrea să facă, bineînțeles argumentat de mine și zic ok, tu trebuie să știi, pentru că de multe ori mulți părinți au tendința de a le spune, copilul este încă mic, ce știe el, e copil. Și atunci ai pretenția la maturitate să-l pui să ia decizii și nu o să știe, nu o să știe pe ce teren se află, pentru că dacă copilul a făcut exact ceea ce au spus părinții. Mama, tata. Exact. Asta este marea greșeală a unor părinți care la un moment dat spun, copilul meu nu știe, vă ești un pămpălău, eu habar n-ai de tine, habar n-ai să iau decizie. Copiii păi de ce? Încurajați. Copiii trebuie încurajați, copiii nu trebuie sub nicio formă persecutați, nu trebuie sub nicio formă să le spui n-ai făcut bine sau criticați. Întotdeauna dacă ți se pare că nu a făcut ceva bine, ar trebui să spui, e foarte bine, dar ia să vedem. Dar dacă, dacă ai încercat o altă variantă, cum ai face? Să-l lași pe el să gândească. Să lași și pe el să-și pună mintea la contribuție, pentru că dacă tu tot timpul îi dai mură în gură ca și copil, când va ajunge mare, cu siguranță nu o să fie capabil să facă absolut nimic. Și de aceea eu merg foarte mult pe direcția aceasta, iar Riana mea este exact ca un adult, nu că este copilul meu, dar așa mi-am crescut-o de mică, așa mi-am format-o. Repet, am
făcut cursurile acestea de parenting care au ținut 2 luni de zile la vârsta de 1 an și un pic când avea Riana și de atunci citesc psihologie în fiecare seară. Nu există seară să nu mă culc și să intru pe site-urile mele la care sunt abonată și să citesc tot ceea ce este mai bine și mai bun pentru ea, pentru că vreau să greșesc cât mai puțin față de ea. Deci așa mă răsfăț eu cu copilul meu, orice zi petrecută cu ea, orice minut de iubire, de afecțiune, de joacă, asta e răsfățul meu. Înainte, dacă mă întrebai până să o am pe Riana, da, răsfățul meu era în fiecare seară, făceam baie în cadă, îmi umpleam cada, îmi puneam lumânări, singură fiind, îmi puneam Richard Clayderman, stingeam luminile și așa mă relaxam eu după o zi de muncă. Dar acum nu mai am timp de când s-a născut Riana să fac chestia asta. Și pentru că ai alte priorități, pentru răsfățul că vă răsfățeați împreună. Răsfățul meu este muzica, crede-mă, deci îmi place atât de mult când sunt pe scenă, încât pentru mine, chiar dacă este obositor, chiar dacă am muncit foarte mult, îmi dă o satisfacție. Până la urmă acolo e un schimb de energie cu publicul, ne și încărcăm bateriile cumva cu energia frumoasă a oamenilor cărora le cântăm, dar pierdem și foarte multă energie în același timp. Da. Că vorbim de luna martie, pentru că tocmai am lansat melodia pe care ați ascultat-o mai devreme și ați văzut videoclipul. Mă răsfăț cu mesajele tuturor oamenilor, tuturor mamelor care îmi trimit tot felul de mesaje, fie pe rețelele mele de socializare, pe Instagram, pe Facebook, și îmi spun cât de frumoasă este piesa, cât de mult se regăsesc în ea și că o ascultă pe repeat. Ăsta este răsfățul meu, pentru că v-am spus, cea mai mare este cea mai mare bucurie și împlinire faptul că am putut să scot din mine o creație care să ajungă la sufletul oamenilor. Dan Doboș, cum se răsfață, nu neapărat în luna martie, probabil că în luna martie s-a răsfățat mai mult. Da, eu în luna martie am răsfățat partea feminină. Încerc să răsfăț, ce face Vica, încerc, o salutăm face pe bine, face Vica. Bine și vă mulțumește pentru cuvintele frumoase care le-ați adresat. Și noi mulțumim pe pentru Cozonac și o așteptăm la matinal și cum populari. Spun, nu cred că o să vină, cum nu o să vină nici Lili. Noi cred că ar trebui să facem rost de numerele de telefon și ale Lilianei și ale soacrei tale și sigur le vom convinge avem să ajungă. Avem echipă, avem valoare, de-aia da. Suntem emisiunea cea mai tare. Stați liniștiți că rezolvăm. Niciodată, să nu spui niciodată. De la tine, tocmai ce am spus mai devreme. Poate vine la vineta cu vedeta. De ce nu? O salutăm și pe colega noastră, Lavinia Târzianu. Cu siguranță ați văzut și săptămâna viitoare vă va pregăti o rubrică extraordinară, Lavineta cu vedeta. Avem și știri din lumea muzicii populare, așa că urmăriți-ne în fiecare zi, că niciodată nu știți unde apare deci Lavineta cu vedeta. Eu mi-am propus ca toată luna, în cursul lunii martie, să răsfăț doamnele și domnișoarele cu care intri în contact, cu o floare, cu zâmbet, nu, 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 trebuie să reformulăm asta. Doamnele și domnișoarele cu sigur, care... Vrei să intră în contact, vrei să mai ajungi acasă. Nu este nicio problemă că unde mă duc să cânt, nevasta mea este lângă mine. Și zâmbim amândoi frumos. Păi stai puțin, unde mergi să cânti? Și la matinal și popular novito să cânți? De ce n-ar fi Liliana cu tine? Bravo. Liliana nu vrea să stea în fața camerelor de filmat. Poate sta în spatele camerelor de luat vedete. Așa da, ca să vină și să stea în spatele camerelor de filmat, poate o să vină o dată când o să fie liberă la serviciu. Voiam să te întreb cum a fost pe 7 martie la spectacol. A fost un spectacol foarte frumos. Mulțumim publicului din Botoșani pentru că ne susține. Mulțumim Consiliului Județean Botoșani și domnului președinte pentru că susține Orchestra Rapsozii Botoșanilor. Vă spun, fără ajutorul Consiliului Județean de care noi aparținem, suntem sub tutela Consiliului Județean, nu putem să facem mare lucru pentru că banii vin de la Consiliul Județean. Și mulțumim din suflet pentru susținere. Doamne ajută și mi se pare un lucru firesc, mai mult decât normal, ca consiliile județene să păstreze, să perpetueze și să promoveze tradițiile și obiceiurile și să susțină noastre. Cultura. Și să susțină cultura. Fără cultură suntem... Un popor cam nu ar exista. Nu rezistă nimeni fără cultură. Iar cea mai importantă resursă umană a unui stat este omul. Așa că, doamnelor, domnilor, aveți grijă de dumneavoastră. Învățați să fiți buni, să vă faceți temele la timp. Cum se răsfață și Grațiela? Cum se răsfață și Grațiela?
mă răsfăț cu sora mea, ne jucăm împreună. Ce vă jucați? Ce se mai joacă copiii în ziua de azi? Cu păpuși, colorăm, desenăm, ne dăm cu bicicletele, că deja a venit și primăvara. Mai joci? Da. Da, îți place? Încă, da. La școală, cum e în pauze? Ești atentă la ore sau te joci în bancă și zero cu colega? Sau sunteți pe telefoane? Nu. Nu, că, nu cred că... Da. În școală la noi nu stăm pe telefoane, deoarece telefoanele se stau într-o cutiuță. În dulap. În dulapul în dulap? De siguranță, îi spunem noi. Așa îi spuneți? Dulapul, da, de siguranță? Da. Și nu mai vibrează acolo sau închideți telefoanele? Închidem. Se mai aude, închidem. Sună ceva? Nu. Nu? Da, pe mami sau pe bunica încercați să le răsfățați, tu și sora ta, nu știu, poate vreodată să pregătești ceva de mâncare, o salată, ce știți voi să faceți? Ai încercat vreodată? Da. Și cu ce ai răsfățat-o pe mami? Păi o laud. O laud pentru tot ce face, pentru că este o mamă deosebită, face lucruri deosebite. Îi salutăm și noi pe părinții tăi și pe mami, da, și pe tati, și pentru pe că tu ai tot timpul susținerea lor. Am zis de mami și de tati pentru că ai venit însoțită cu ei în această dimineață, ca de obicei. Și bineînțeles că îi salutăm și pe bunici. Da. Și pe bunici, și pe... Și pe sora mea. Și pe sora ta, să nu uităm pe sora ta. Nu. Pe sora ta trebuie... Cum o cheamă și câți ani are zi, dacă tot zici de sora ta atât de mult? O cheamă Adelina și are 6 ani. Mulți înainte, Adelina. E frumos, uite, se mai joacă copiii în ziua de azi. Eu ce văd la școală, copiii sunt mai așa, băieții copiii mai la... Copiii tăi sunt mari de la școală, la liceu. Nu, am de la clasa 0 până la 12. Și la clasa 0 se joacă cu telefoanele? Nu, în pauză? Nu, n-au voie cu ele. Foarte n-au bine. Voie cu telefoanele decât la un anumit interval. După 2 ore se pot uita dacă au mesaje de la părinți. Dar în rest se joacă, copiii chiar se joacă, dar ăștia mai mari așa sunt... Sunt toți teleghidați. Din păcate, asta este generația. Generația, și... dar e a lor. Trebuie să ne adaptăm noi generației lor. Dar eu vreau să vă spun că merg la toate târgurile de nunți de 8 ani încoace cu bijuteriile mele, cu verighetele, și acum 8 ani, acum 7 ani, 6 ani, vedeam o altă generație, oameni care știau ce voiau, copii adolescenți, mă rog, adolescenți, bine, 20-21 pic de ani, da, care veneau, se căsătoreau și vreau să vă spun că știau exact ce voiau. Foarte hotărți. Acum mi-a fost dat să văd anul acesta... Doamne, deci niște copii atât de teleghidați, cum ai spus, de care nu știau de capul lor, da, aerieni, efectiv aerieni. Păi le trebuiau părinții să-i... Păi nu, că mă, normal, vin ei să-și alegă verghetele, nu? Mai vin, dar unii... Mai vin, dar alții vin și să spună mama soacră, nu e bună vergheta asta pe care o să o porți toată viața, trebuie să cumperi vergheta. Eu vreau să-ți spun că vin cupluri cu socrii sau cu... De la tata! Cu socrii sau cu părinții și le spun, dar lăsați-i, doamne, lăsați-i să-și aleagă, pentru că ei vor purta o viață întreagă vergheta. Pe vremea mea era atât, nu pe vremea mea amândoi. Diana, știi de ce nu-i lasă? De ce? Pentru că banii sunt ori la soacră, ori la socru. Păi normal. Da, și trebuie să vadă cum vor ei. Normal. Păi da, dar chiar dacă ar fi să plătească socru, la urmă, copiii trebuie să-și aleagă, nu? Că așa este firesc să fie. Nu, dacă nu cel e. cu banii comandă. Nu, eu nu sunt de acord, că uite, și pe mine m-au ajutat părinții mei la un moment dat și niciodată nu mi-au impus, vezi că trebuie să-ți ia asta, că eu plătesc. Niciodată. Fă-ți, mamă, ce vrei tu. Sau mai am și cupluri cu niște părinți extraordinari sau socri extraordinari care vin și spun, ia-ți, mamă, soacrei, nurorii, care efectiv zici că se comportă ca și cu fica. Bine, la urma urmei pe față. Acum eu știu cum este pe spate ce se întâmplă acasă. Acum dar acolo... croșetează și soacra, știi cum e. Da, ia și... copilul acasă. Și zice, lasă mamă, fă-ți ce vrei tu, ia și mai scumpă verighetă. Și dacă îi spune soțul, copilul... Dar ai văzut pe soțul? Că poate îi spune, mă, asta e și ea, 90, soțul poate a fost și el la trântă, înțelegi? Are mama un fiu, trebuie să-l însoare. Și trebuie să-l însoare și să atunci se dea bine cu... să compensăm, zic. Să se dea bine pe lângă noră, nu? Da, e... De asta spun, generația actuală, din păcate, este vina noastră a părinților, pentru că cu cât îi lăsăm... Ieri m-am întors de la Constanța și pe autostradă Riana tot îmi spunea, mami, vreau ceva dulce. Și spuneam, mama, ai mâncat deja 2 ciocolate, da, micuțe. Nu se poate, este mult prea mult zahăr. Și bineînțeles că nu i-a convenit ei. Și un băgător de seamă de acolo, de la benzinărie, mi-a zis, ce doamnă, vrea dulce? Da, așa, într-un fel, vrea dulce? Da. Nu o lăsați, doamnă. Zic, așa-s copiii, dar totuși nu o lăsați. Zic, nu vă supărați, dar aveți copii?
Nu, n-am. Zic, da, se vede după vârstă, după față că n-aveți. Și atunci de unde știți cum sunt copiii? A, păi văd și eu ce vin pe aici prin benzinărie, că sunt părinți care îi lasă de izbeliște. Ideea sunt foarte mulți păreriși prin lumea asta. Și e vorba de noi părinții, cum ne creștem copiii, cât de mult timp investim în ei, cât de mult îi lăsăm să facă ce vor. Deci copiii n-au ajuns teleghidați generația actuală din cauza lor. Copiii se nasc perfecți, noi suntem cei care practic îi ducem într-o latură negativă, pentru că nu mai avem timp de ei, nu mai avem timp să... Și atunci e mult mai ușor să-i pui tableta sau telefonul în mână și tu să te duci să-ți faci celelalte treburi. Da, și crește singur el săracul. Din păcate. Poate... Și aici devin scuze, are niște apucături. Muncesc, fac drept. Eu le văd pe astea la școală și mereu îmi întreb părinții cât timp alocați copilului dumneavoastră în fiecare zi. Cel mai important lucru pentru un copil pentru a se dezvolta normal, este nu dragoste. Că am învățat noi la psihologie și că ne-am făcut treaba la... este să-i aloci timp, să stai de vorbă, să asculți, chiar dacă te spune prostia, aberează. Și să-i dai încredere, să-i formezi personalitatea lui. Cu riscul de a-mi primi acum foarte mult hate, îmi cer scuze, sunt o mamă... Nu... În adevăratul sens al cuvântului îmi place mie să spun, pentru că dedic copilul meu tot ce am mai bun și mai frumos din și timp și chiar dacă mi-am lăsat cariera de multe ori pe locul 2, am preferat să mai ales în primii ani de viață să stau cu copilul meu. Și chiar dacă câștigurile au fost mai mici, da? Pentru că la urma urmei toată lumea vrea bani, foarte mulți bani, dar la un moment dat nu poți să ai un copil, să ai și un copil, să și câștigi bani, să te și ocupi de copil așa cum trebuie. Și atunci, tu personal, exact. Pentru că mulți consideră că dacă și-au luat o bună, se ocupă bona, dar tot ei sunt cei care se ocupă. Vai, copilul meu e minunat, dar am 7 bune acasă. Da. Nici măcar nu știi cum îl cheamă. Și pe lângă asta, copilul nu știi, nici măcar nu știi ce îi place copilului tău, nici măcar nu știi ce îndeletnicire are sau către ce se înclină. Ce da? Exact. Ideea este că atunci când vrem să fim de carieră și ne place foarte mult ceea ce facem și nu ne concepem viața să ne schimbăm joburile pentru a avea un timp mai puțin la muncă și mai mult acasă cu copilul. De ce mai facem copii? Asta este problema. Cu riscul de a-mi lua tot hate-ul de la oamenii care se uită la noi, pentru că merg în parc, dragoste se poate face și fără copii. Eu care sunt, repet, o mamă super posesivă și super, cum să zic, dedicată copilului, da? Dar decât să fi făcut un copil și să nu mă fi ocupat de el, mai bine nu mai făceam. Cum, uite, nu mai vreau să fac al doilea copil, da? Pentru că nu am timp pentru al doilea copil. Mă ocup de magazinul de bijuterii, mă ocup de casă, pentru că trebuie și casa aceea să fie făcut curățenie, mai ales dacă ești un pic disperată cu curățenia. Curățenie, treabă și așa. Exact, Madame Scamă eu sunt. Așa, te dau în fiecare seară cu mătura după ce se culcă copilul sau până adorme, depinde de oră, cu aspiratorul zi de zi. Deci să te ocupi și de casă. Să dar te ocupi... că există și aspiratoare, adică nu trebuie să ții doar cu mătura. Păi nu, că dacă e deja seara, dacă e seara, dacă e după 10 seara, nu mai poți, că ai nici seara că n-ai copii. Stai puțin, am vecini de desubt care după ora 10, și un minut, dacă mai faci o mică gălăgie, să mai scap poate un pahar, să-l spargi din greșeală, adică cheamă poliția. Să mergi prin casă, cheamă poliția, deci nu e, trebuie să... Adică dacă cea mică îți va lua tocurile și va începe să meargă copilul, prin... Nu, copilul știe, copilul de la 2 ani săracu e terorizat că avem niște vecini jos care cheamă poliția la orice scaun mișcat. Salută-i în casă. Salută-i și pe vecinii tăi de jos și dedică-le următoarea ta melodie. Și vreau să vă spun că Riana, dacă vine vreun copil și țipă după ora 10, numai că avem vecini. Săraca e terorizată, da. Dar vreau să vă spun că, din considerentul acesta, nu mai fac un al doilea copil, pentru că nu aș avea timp. Și magazin, și copil, și casă. Copilul a crescut mare, dar trebuie să te ocupi și de copilul. Și carieră, bineînțeles. Și cariera nu este pe ultimul loc, este printre primele, bineînțeles, dar tocmai de aceea am lăsat-o la final, pentru că să te ocupi și de formație, și de muzică, și de compus, și de emisiuni, și de concerte, și de înregistrări, și de ședințe foto, muncă. Și multe, multe. Și atunci, de ce să fac al doilea copil doar de dragul de a fi? Nu, așa cum am crescut primul copil, așa mi-ar plăcea să cresc și pe al doilea. La părinți? Nu mai am o soră, dar... Uite, eu sunt singur la părinți. Și te-ai mai fi dorit? 100 dacă s-ar fi putut. Știu, dar ce ți-ar fi plăcut? Gândește-te puțin, ți-ar fi plăcut să-ți păi nu, crească? Când, când eu aveam 5 ani, mama m-a întrebat, mai vrei un frate, o soră, ceva? Și am zis nu, dar eram copil la 5 ani, da? Foarte bine am făcut. Eu decât să-mi iau o bună, dacă pe Riana mi-am crescut-o eu singură și a fost copilul televiziunilor și peste tot din căruț, peste tot cu mine, da? La concerte cu mine. Ce poate fi mai frumos? Uite, aveam concerte unde cântam singură și o puneam să stea lângă scenă, pe un scaun, în aer liber, și când m-am dat jos de câteva ori, mi-a luat fața între mâinile ei, m-a apucat pe frunte și mi-a spus, tare mândră am fost de tine. Asta înseamnă cu adevărat să-ți crești copilul după normele tale, după valorile tale, după principiile tale. Da, copilul mai vrea o soră sau nu mai vrea deocamdată. Probabil că nu mi-a zis că poate la 10 ani. A răspuns ca mine la 5 ani. Poate a zis
să... Nu, poate la 10 ani, mami, o să vedem. Dar nu este vorba că nu mai fac pentru că spune Riana în momentul acesta, cu toate că ținem cont și de ea, ci pentru faptul că mi-aș dori să mă ocup exact cum am făcut-o și pentru Riana. Și pentru că Riana acum este în viața mea, trebuie să mă ocup și de ea. Fă teme cu ea, chiar dacă merge la after. Eu când vine seara acasă, îi verific toate caietele. Nu pot să o las de izbeliște. Hai, lasă că ți-ai făcut tu temele. Este foarte important. Important este dacă a înțeles. În primul copiilor. Rând trebuie să văd dacă a înțeles ce a scris acolo în caiet. Da? Nu doar pentru că i s-a dictat la tablă. Contează foarte, foarte mult aceste aspecte și, din păcate, tot mai mulți ne dorim să facem copii, lasă că se cresc. Cum lasă, dragă, cum noi cum am crescut cu cheia de gât? Dar nu este că dacă ne uităm cu toți s-au în sufletul nostru... Și dacă te uiți în sufletul tău, la un moment dat, al meu, al altuia, care a bine, eu n-am crescut cu cheia de gât, dar zic că sunt foarte multe persoane care au crescut, marea majoritate, și dacă te cauți psihologic, că vorba ce ai cu psihologie, ce avem noi? N-avem niște traume, poate niște complexe. Măi, dar aș fi vrut să fiu cu mama, dar aș fi vrut ca mama să mă învețe anumite lucruri. Aș fi vrut ca unele lucruri pe care mama nu a avut timp să mi le spună pentru că muncea, lucruri personale sau multe alte lucruri, să le aflu de la mama și nu din altă parte, de la colegi. Cât pot conștientiza ceea ce spui tu? Foarte puțin, dar știi care este problema? Eu vreau să trag un semnal de alarmă pentru că suntem în secolul 21, informația nu costă în ziua de astăzi pentru că avem internetul, toată lumea are internet și o putem accesa exact și atunci trebuie doar să vrem, să vrem să ne deschidem mai mult către copiii noștri, către latura psihologică și să înțelegem de fapt cine sunt copiii noștri cu adevărat și că ei nu vin o foaie tabulară în viața noastră. Ei știu lucruri din momentul în care s-au născut. Dacă copilul nostru, spre exemplu, asistă la o ceartă, când copilul are o lună, două luni, trei luni, copilul înregistrează. Se numește memorie implicită și copilul, chiar dacă nu știe să reproducă mai târziu lucrurile, Se va manifesta prin complexe, prin frustrări și toate va manifesta ceea ce a văzut. Și 5 ani. Mihalis, lucrurile pe astea. Mine Diana m-a convins. Merită rolul de mamă și va primi asta de mamă supremă. Da. Cel mai mare premiu și Oscarul nostru și te trimitem la scenă, asta draga este noastră, cel mai Diana. Mare premiu pe care și cel mai mare rol pe care nici de rolul de regină, nici de prințesă, nici de zână, nici de nimic, nici de zeiță nu m-ar bucura mai tare decât rolul de mamă, pentru că pentru mine pe mamă înseamnă mamă cu adevărat. Mamă cu adevărat, Diana Bișinicu vă cântă chiar acum. Cât timp îi vazinam, vazinam până la stea lisa
Felicitări, Diana! Vă invităm pe Turcoazic alături de noi, pentru că, doamnelor, domnilor, de la filmul nostru, Vineri 13, Matinal și Populari, am ajuns la lecții de parenting, dar tot în film suntem. Pentru că dacă stăm să ne gândim, emisiunile au nevoie de o latură educativă, pentru că vorbeam de cultură mai devreme. Noi suntem pentru... Bineînțeles. Sunt convinsă că voi aveți foarte multe mame, mămici care se uită la voi și foarte multe bunici care poate se comportă în felul acesta cu copilul, dar poate care mai au nevoie de o anumită informație. Și atunci, orice informație în plus nu strică, nu? Mulți ei nu conștientizează cât de importantă este această aplecare asupra copilului, mai ales în perioada 0-5 ani. Acolo se formează totul la copil. Și acestea sunt amintiri ale copilului care o să rămână aceste amintiri când o să devină el matur. Major. Dar pe lângă amintiri, tot ceea ce formez până la 5 ani sau respectiv 7 ani, pentru că la 7 ani copiii se desprind din energeticul nostru. Dacă până la 7 ani sunt energetic legați de noi, după 7 ani se desprind, da? Deci de aceea se zice cei 7 ani de acasă. Tot ceea ce faci până la 7 ani, aceea va fi baza care îl va însoți în viața de adult și în viața lui până la capăt. De aceea este foarte important. Știu că toți avem nevoi materiale, știu că avem nevoi de foarte multe tipuri, da? Dar în momentul în care alegem să facem un copil, hai să încercăm să, cum ai spus tu, să ne aplecăm în fața copilului, deasupra copilului și să-l privim ca fiind egalul nostru. Noi nu suntem superiori și ei sunt subalternii noștri să facă ceea ce spunem noi în momentul în care spunem noi și când vrem noi, pentru că dacă am fi în locul lor, hai să ne punem noi în locul lor, da? Și să avem mintea de acum când noi am fi fost mici. Eu consider că empatia este necesară la orice vârstă, oricând. Eu mi-am învățat copilul ca, bine, are și în felul ei, în firea ei, empatia aceasta, pentru că de fiecare dată când mă lovesc sau se lovește un copil sau păzește cineva ceva, merge și îl ia în brațe sau pe mine, da, vine și mă pupă, dar nu doar pe mine, vorbesc și de alți copii și întotdeauna încearcă ea să le povestească cum și ei s-a întâmplat chestia asta sau ceva similar și că uite că a trecut și că ea este bine. Are o empatie, nu știu dacă neapărat... Este și... a peștilor, îți spun eu. Este a peștilor, da? Este a peștilor, empatia. Mă bucur tare mult. Și Dan Doboș empatizează cu noi în acest moment. Da, să știi că este o latură foarte importantă pentru creșterea unui copil. Și chiar astăzi, în emisiune, ai dat o lecție de viață pentru mulți. Mă bucur foarte mult. Nu am vrut să fie o lecție de viață, am vrut doar să ridic un semnal de alarmă, pentru că merg în parcuri, mă întâlnesc cu foarte multe mămici de 7 ani de zile, care efectiv își lasă copiii de izbeliște în parc și stau pe telefon sau își curăță unghiile sau fumează și bea cafele și copiii lor se lovesc și cad pe tobogan și n-au niciun fel de problemă. Iar eu mă duc și stau cu toți copiii în parc și fac tot felul de jocuri cu ei, cu toți la un loc. Asta depinde și de educația mamei. Da, da, dar pe de altă parte, la un moment dat ne mai și autoeducăm. Pentru că vezi dacă că ok, acasă, păi dacă vrem, dar tocmai de aceea... Este caracterul. Haideți să mergem mai departe, pentru că noi avem un film, Vineri 13, doamnelor cum și domnilor. Cum rămânem la Dan Doboș, rămâne Vlad Țepeș. Dar să știi că eu tot Vlad Țepeș vreau să fiu. Tot Vlad Țepeș? Sunt mama lui Vlad Țepeș. Hai că ți-am găsit și mama. Până la urmă am găsit-o și pe mama lui Vlad Țepeș. Unde îl găsesc oamenii pe Vlad Țepeș? Pe Facebook? Pe Facebook, pe contul meu de Facebook, pe Instagram. Dar să nu-l căutați Dan Doboș. Să știți, da. Dar să nu mă caute Vlad Țepeș. Dan Doboș. Așa. Și cei care doresc ca să ajung la evenimentele dumnealor, să mă sune personal pe numărul meu personal de telefon, pentru că nu am impresar. Este așa, mult mai bine așa, fără impresari, singur să ne menegeriem. Cei ce mă sună scap de comisionul impresarului. Da, scapă de comisionul impresarului, sunați-l Dan Doboș, artist, impresar, părinte. Vreau să spun, apropo de impresariere, și la mine este tot aceeași treabă, soțul meu este impresarul, tot în familie, dar ideea este că de când am lansat Cântec pentru Riana, Cântec pentru fetița mea, toată lumea e nebunită și am primit o grămadă de cereri pentru botez, așa că dacă doriți pentru botezurile voastre, să venim să vă cântăm cu drag Cântec pentru fetița mea. Dacă nu, lecții de parenting cu Diana Bișinicu. Cred că ar trebui să-ți faci un vlog, Diana, și să încep să dai foarte mult
multe sfaturi mămicilor sau viitoarelor mame, dar poate discutăm într-o emisiune viitoare despre lucrul acesta. Nu cred că sunt în măsură neapărat de a da sfaturi, ci vorbesc din experiența mea de viață și cine vrea să audă și are urechi bine, cine nu, știi cum este, informația se oprește la cine trebuie să se oprească. Corect. Bine, că tu ai văzut în parc, te-ai întâlnit cu anumite lucruri și vrei să tragi un semnal de alarmă. Mă doare sufletul, mă crezi că mă doare sufletul de fiecare dată pentru că eu sunt atât de implicată ca mamă încât când îi văd pe ceilalți copii că plâng, că se lovesc, că pică de unde pică de pe tobogan, da, și părinții efectiv n-au nicio treabă. Și haide, hai, taci din gură că dacă mai plângi o dată vin și îți mai dau știi încă una. Deci înnebunesc în momentul ăla, vine să mă duc să le, dar nu mi este felul să mă duc să trag pe nimeni de mânecă și să le întreb de ce se comportă așa. După aceea s-ar putea să te tragă pe tine de mânecă. Da, Dan Doboș, Facebook, Instagram, canal de YouTube. Și cântat. Și cântat. Și îți mulțumim că ai venit în această dimineață la noi. Te mai așteptăm. Eu vă mulțumesc și să aveți în continuare săptămână frumoasă. Mulțumim tare mult. Și weekend frumos. Weekend frumos. Astăzi este vineri 13 și Dan Doboș ne mai cântă încă o melodie frumoasă. Vlad Țepeș, doamnelor și domnilor. Doamna Bica, vă pupăm și vă iubim. Găsit la estimie săram tai tiri-liri-liri-liri, dragi boieri și jupânie săram tai tiri-liri-la. Și voi fetiși și băieți, ram tai tiri-liri-liri-liri, hai s-o facem la tătăți, ram tai tiri-liri-la. Cam un șir de busuioc, pități să vă scot la joc, odată-i ziua de azi, hai dați cu curaj. Cam un șir de busuioc, pități să vă scot la joc, odată-i ziua de azi, hai dați cu curaj. Dar mâine nu știu cine știi, da și tot o veselie. Așa ia zi pe strună, ram tai tiri-liri-liri-liri, istai joc de voi bun, ram tai tiri-liri-la. Zi așa stripcare așa, ram tai tiri-liri-liri-liri, și-ți mai place a cânta, măi, ram tai tiri-liri-la. Cu chemirul plin de bani, ca și fi la Botoșani, dacă muzica îți place, dai și cât nu faci. Cu chemirul plin de bani, ca și fi la Botoșani, dacă muzica îți place, dai și cât nu faci. Adică tu te-a scoteți o mie, hai și-mi dați de veselie, mă! Vasile stă la masă, ram tai tiri-liri-liri-liri, că femeia joc nu lasă, ram tai tiri-liri-la. Că jocul îl încălșește, ram tai tiri-liri-liri-liri, la tăt pasul se oprește, ram tai tiri-liri-la. Cu o băuță am îți sfeclă o sticluță de corel, că și din gură nu mai tașe, dar nu ai și-i fașit. Cu o băuță am îți sfeclă o sticluță de corel, că și din gură nu mai tașe, dar nu ai și-i fașit. Băutura cu ei plași, aghe mâni om să fași. Ține-o așa cum mă treașa, ram tai tiri-liri-liri-liri, și-ți mai place a juca, măi, ram tai tiri-liri-la. Și bate talpa din pământ, ram tai tiri-liri-liri-liri, că-ți place cum îți cântă, ram tai tiri-liri-la. Da, eu din aș mai cânta, tătă lumea m-ar uita, ne-ar și inima pustie fără bucurie. Da, eu din aș mai cânta, tătă lumea m-ar uita, ne-ar și inima pustie fără bucurie. Și de aceea dau din zor, hai nu mă dau să știu că mor. Hai că vreau cu lumea să șiu și la joc și la rachiu. Bravo! Mulțumim, Dan Doboș! Să ai weekend plăcut, o zi frumoasă în continuare! Noi mergem mai departe pentru că mai avem actorii care vor să joace în frumosul nostru film aici la Matinal și Populari vineri 13. Așa este, draga mea, la Vinia, la Hollywoodul de la Etno TV din calea Dudeș Pantelimon 1-3. Intră fix de la Hollywood, de pe Broadway, de la New York. Intră un actor deja celebru pentru că... Dar nu intră singur, nu intră cu o actriță, altă actriță care a jucat cu Nicole... Vechi?
cu State Vechi, a jucat cu Nicole Kidman și Jude Law. Vă dați seama? Îmi place CV-ul lor, să știi. Îmi place, l-am analizat așa cum trebuie și cu siguranță vor primi două roluri foarte importante astăzi. Eu zic că trebuie să le dăm și lor tot rol principal, adică după ce joci cu Nicole Kidman într-un film, normal, după ce joci pe Broadway la New York, și vii la matinal și popular, la cel mai tare film care va lua Oscarurile și globurile de aur, vineri 13, matinal și popular, trebuie să le dai rol principal. Acum trebuie să vedem cum vin către noi prietenii noștri dragi. Elena Pădure! Și George Rotaru! Să rămânăm! Bună dimineața! Să rămână, vă rog. Actorii celebri de la Hollywood. Exact. Actori celebri de la Hollywood, doamnelor și domnilor. Își fac un picut mai greu apariția pe covorul cel roșu. Păi să știți. Bine, ați venit? Să știți că noi am cântat în Hollywood. Păi știm. La restaurant. V-am analizat CV-ul înainte. Nu ați auzit prezentarea? Așa, și vreau să vă mai spun, George merge de mai multe ori, dar și eu când am fost acum niște ani acolo, am fost acolo pe Walk of Fame, nu? Cum se spune? Pe Walk of Fame. Am călcat pe stelele celebrităților de la Hollywood. Așa, și am fost și am văzut și unde au pus mâinile Marilyn Monroe, Sofia Loren, toate actrițele doar mari. Doar mâinile am văzut, doamne. Apropo de Sofia Loren. Doar mâinile. Dumneavoastră ați jucat la propriu cu Nicole apropo Kidman. Apropo de Sofia Loren, uite, eu mă uit la Lavinia și are așa. De ce? Lavinia Furtuna este Sofia, unică. Are din Sofia Lăsați-o, Loren. Domne, că e italiancă. Are din Gina. Acum dacă strănutăm și spunem buongiorno a tutti, fug toți. Lasă-mă, domne, să spun. Ia zi, Sofia Loren, trece. Dar e mai frumoasă, că știam în ce joci. Liniște. George Rotaru, iau de la început. Deci, Sofia Loren. Ce am eu din Sofia Loren? Cine hai l-o să lovricin. Exemplificăm. Ce aș avea din Sofia Loren? Să exemplificăm. Mai frumos aerul tău ca al ei, să știi. Așa. Mult mai frumos și mai distins. Una e Lavinia Furtună. Exact. Și Gina Lollobrigida. Și eu știu, din toate frumusețile Hollywood-ului, la tine s-au adunat toate. Mai Gina, asta în ce a jucat? Că eu nu știu. Dar să știi că asta îmi spunea și acolo pe canapea, îmi spunea George la ureche, zice, uite tu la Lavinia ce frumoasă este, zice. Mulțumesc, George. Din toate are. În ediția trecută, la matinalul, da, unde ne-am dat întâlnire și am zis așa, astăzi, pe 13 vineri, da, vreau să vii cu mine la matinal și popular, să continuăm ce avem de spus. Noi să știți că n-am uitat, poate totuși pe viitor încercați să faceți duetul, un duet. Raul sperăm scrie, că îl și-a prindem, luat notițe. Îl prindem cam greu pe Rareș, dar ținându-ne de capul lui, o să facem un duet frumos cu... Dom'le, vorbeați, v-am auzit în culise de artiști, de ce ai vrea să fii, ce ai vrea să... Ce rol și-ar dori George Rotaru? Este foarte greu de spus, pentru că Friday the 13, adică vineri 13 la americani, este cea mai teribilă zi, adică cea mai dezastruoasă. Hai că dacă cade 13... Nu există etajul 13, nu există apartamentul 13, ce nu există 13. Dar să cadă și vineri. Păi vineri. Noi de-aia avem cel mai tare film. Vineri. La matinal și popular. În ce film aș putea? De groază? Dar nu mi-ar trebui. Dar uite, în ce ai juca? Care rol crezi că ți s-ar potrivi? Don Juan de la Mancia? De Romeo. Romeo! Uite, trebuie să o găsim pe Julieta. Pe Elena, o iau pe Elena să fie Julieta. Doamna Elena, care e rolul în care v-ați dori să jucați odată în viață? În Meierling. În? Meierling a fost un film cu Catherine Deneuve și Omar Sharda. Ăla mi-a plăcut mie foarte mult. În filmul ăla. Mi-ar place să joc rolul principal. Îmi plac rochile alea, crinolina așa, cu cerculețe, cu pălării, cu umbreluțele alea de epocă. Alea îmi plac mie. Adică trebuie să mergem într-o altă epocă. Da, eu cred că am fost într-o altă rezolva. Viață, cred că am fost o cucoană de aia, cu umbreluțe, cu cai.
N-avem o umbreluță, Iulian? O umbreluță și un căluț. Broderina. Și o rochie avem? Cu crinolină, da, totul. O rochie cu crinolină de la noi... Nu ne bagă Iulian. Nu, Iulian nu ne bagă în seamă. În seamă, dar nici noi nu-l băgăm în filmul nostru astăzi pe Iulian. Gheorghe, însă pe doamna Elena Pădure o punem chiar acum la cântat. În rolul principal, Elena Pădure. Nu-i cu minte că bate de dorul tău. Inimă, de ce n-ai minte? Nu vezi că-mi faci numai rău. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. Te-ai lipit de suflet, mi te-ai lipit cam tare și nu am pic de pace de când eu te iubesc.
Am încercat în fel și chip să uit de tine, dar ca un prost mă întorceam la tine iar. Ai tu ceva cu care faci orice din mine, și oricât încerc să scap e totul în zadar. Mi te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. De când te cunosc pe tine, nu știu ce mi-oi fi făcut. Am ajuns ca vai de mine, nu te-aș mai fi cunoscut. Te-ai lipit de suflet ca marca de scrisoare, și nu pot orice-aș face să te mai dezlipesc. Te-ai lipit de suflet, te-ai lipit cam tare, și nu am pic de pace de când eu te iubesc. Mi te-ai lipit de
Bravo, Diana Bișinicu, doamnelor și domnilor, și formația ei de trei flăcăi. Da, Răzvan, Gabi și Nicola. Lipsește gelul, formația de bază, dar ce să facem, e la muncă, nu m-a putut să învăiască. Însă, dar vine gelul, la evenimente gelul. Gelul, da, gelul vine la evenimente și la emisiunile după 4. Asta e, da? Așa trebuie să faceți și voi emisiunea mai după amiază. Noi vrem și de la 12 noaptea să facem o emisiune. Momentan nu avem, de la 11 suntem în reluare. Așa că, doamnelor, domnilor, dacă deci ne pierdeți acolo dimineața, după ora 23 suntem din nou împreună. Iar pe mine mă găsiți pe YouTube, Diana Bișinicu, pe Facebook Diana Bișinicu și pe Instagram la fel Diana Bișinicu. Poate până unde... data viitoare îți faci și TikTok, am înțeles că este am foarte și TikTok, frumos. Ce crezi? Am și TikTok, ai și TikTok. Da, eu acum mă inițiez în artele TikTok-ului. Nici eu nu știu prea bine, dar am făcut un clip care are 900.000 de vizualizări, ce crezi? Adică... bravo! Știi pe ăla cu... Oh, na, na, na. Nu, 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 eu nu fac de astea. Nu, data viitoare eu trebuie să vin să facem împreună. Că, îmi place deci, că poți să... Fii atent, data viitoare... Ia. Dă picior. Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na. Oh, na, na, na. Hai! Dă-mi coace, mă! Oh, na, na. Și te întorci celălalt picior. Păi, dar trebuia să faci TikTok. Celălalt. Oh, nu știi nimic. Nimic nu știi. Plec de aici. Doamne, de ce n-am luat telefonul să facem TikTok? Păi stai, mă, puțin mai întâi învață. Tu vrei să faci cu mine așa? Trebuie să învățăm. Păi, bineînțeles. Păi, tu ce crezi? Eu am făcut cu soțul meu. Am învățat vreo jumătate de oră și abia apoi am ajuns să-l punem pe TikTok și să ajungem la 900.000 de vizualizări. Adică prima, fica este prima care va da. Da, fica, așa este. Fica a învățat de la nepotul de 11 ani și zice, mami, hai să facem un TikTok. Și prima dată am făcut cu fima. Je m'appel, mi pupuși, dacă vezi, e super mișto acolo. Chiar uite să te urmăresc, uite, vreau, pentru că nici nu știu cum te urmăresc, dar o să încerc. Te rog să mă cauți acolo, Diana Bișinicu. Și la noi, la Armâni de Lăsata Secului, se face hasca. Hasca, uite, stă copilul pe spate, tu legi de vergea o ață și la capătul aței pui halviță. Și copilul trebuie să prindă halvița cu mâinile, știi, fără mâini, fără picioare, fără nimic, doar așa. Foarte din guriță. Tare. Și am făcut un TikTok super, zici că este pe stradă în Cuba, cu o melodie din Cuba și stă și prinde. Neapărat trebuie să intrați pe TikTok-ul meu, să vedeți acolo. Căutați-o, dragi prieteni, pe Diana Bișinicu, pe toate rețelele de socializare. Și nu uitați, este aveți fată, trebuie, venim, vă cântăm la botez, cântec pentru fetița mea, pentru că cu siguranță o să ajungă la inimile tuturor invitaților. Doamnelor, domnilor, căutați-i pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok și pe Twitter și pe Twitter. YouTube și pe ce... Poftim? Twitter n-am. N-ai? Am eu, pe ăla te învăț eu. Ne compensăm. Compensăm. Îți mulțumim tare mult, vă mulțumim, băieți. Și eu vă băieți. Mulțumesc. Și, și noi vă mulțumim tare succes. Mult. Ne simțim atât de bine de fiecare dată la voi, încât am venit așa. Oricum am venit pe 2, azi suntem în 13, așa la o săptămână venim din când în când la 10 zile. Hai, fă-ți abonament. Păi da, de ce nu? La finalul, nu, plac, la finalul lunii, care să au știi, abonament la noi. La finalul lunii, te rog frumos, vin din nou, dar nu pe 1 aprilie, că după aia zice lumea că e păcăreală. Da, nu pe 1 aprilie. Bine, draga noastră, noi te așteptăm ori de câte ori. Îți face plăcere să te trezești oricând dimineață și să bei cafeaua cu noi. Pentru voi oricând. Nu beau cafea, dar mă trezesc. Pentru voi. Mulțumim, Diana, te pupăm. Mulțumesc. Să aveți eu weekend plăcut, o zi extraordinară. Noi vrem... Na. Da, trebuie să învățăm și noi pașii ăștia. Da, și trebuie să facem TikTok. Trebuie. Îți fac și ție un TikTok acum, în momentul în care va cânta prietenul nostru, George Rotaru. Vino lângă noi, George, pentru că... George, tu ai TikTok? Ai TikTok? Dom'le, TikTok ai așa, cu piciorul. Nu, este TikTok ca Facebook-ul, ca Instagram-ul. Da? Da, eu da. Am auzit. Acum vă aud prima dată. Da, TikTok? Da, TikTok, să caut. Să vezi ce te distrezi. Și să mă scriu. Nu trebuie să scriu. Trebuie să-mi fac un cont. Auzi, după ce o să ne plătească bine pe noi toți, atunci și să dau parola la toată lumea, da? Da, dar acum dă-ne o melodie la toată lumea. Doamnelor, domnilor, cântă prietenul nostru, George Rotaru, a fost ziua lui pe 6 martie! De pe cer, mai vorbesc din când în când, o să creadă lumea că-s nebun.
mergi tăcut pe lângă mine, doar din când în când suspine, se aud în pieptul tău. Frunzele foșnesc pe jos, luate de un vânt la goană, amintind de doamna toamnă. Câte o pasăre pribeagă, mai cântă din când în când, numai ție glasul nu-ți se aud. Dacă taci, cum să știi, dacă mă înțelegi, florile din lumea întreagă, doar cu mine vreau să le culegi. Dacă taci, cum să știi, dacă mă iubești, și lângă mine toată viața, îți dorești din suflet să trăiești. Ceva, dă-mi speranța, nu mi-o lua, că într-o zi se va împlini. Fără viscol și nisori, vom trăi în sărbători toată viața. Fericire îți promit, la cât nici nu te-ai gândit, toată viața. Zilele vor fi senine, doar cu bucurie pline, toată viața. Dacă taci, cum să știi, dacă mă înțelegi, florile din lumea întreagă, doar cu mine vreau să le culegi. Dacă taci, cum să știi, dacă mă dorești din suflet să așteptăm alături de noi. Bineînțeles că ne bucurăm și de prezența doamnei Elena Pădure. Data trecută ne-ați răsfățat cu romanțe, cu muzică de petrecere, cu muzică lăutărească, pentru că știm că dumneavoastră abordați așa cu ușurință și cu foarte multă dăruire mai multe genuri muzicale, pentru că puteți. Da. Și vă stă bine. Și ați cântat și pe marile scene, ați cântat și în restaurante și cu siguranță aveți multe amintiri frumoase. Am amintiri frumoase și cu colegul meu, George, cântam la Hollywood în America, în același restaurant. Și vreau să spun aici ceva.
care mie mi-a plăcut foarte mult. Deci, soliștii de acum, cântăreții de acum, nu știu dacă or să mai trăiască clipele care le-am trăit noi, să cunoască voluptatea de a cânta în restaurant, să-i cânți omului ce îi place și să vezi că are plăcere, să vezi că îți soarbe vorbele și că trăiește cu tine melodia când o cânți tu, când cânți romanțe. Au fost unii care plângeau când cântam romanțe și să cânți de toate. Tu vorbești de niște vremuri. Exact. De alte vremuri. Adică exact. De vremurile când, cum spui tu și da. Cum consider și eu, da. Se cânta muzica adevărată, un alt gen de muzică pe care nu știu, ție îți plac melodiile astea mai vechi, așa, uite-o întreb pe ea, că e tinerică, așa, îți plac melodiile astea romantice, mai de demult, așa, cu, uite, melodia aia, miteai lipit de suflet, ca marca de scrisoare. Da, foarte mult îmi place și mă uit la mulți alți cântăreți de muzică populară, muzică ușoară, mai vechi. Cântărețul, ca și femeia, este ca și vinul. Cu cât este mai vechi, cu atât e mai, cu atât e mai bun. Așa mi s-a spus și mie. Da, tu nu ești, lasă că ești tânăr. Lasă da. Că noi am trăit cu George, am trăit niște ani frumoși, am avut succes. Eu vreau să-ți aduc aminte. Ți-aduci tu aminte când am fost eu invitat odată la Las Vegas? Da. Și am cântat pentru unul din avocații lui Michael exact, Jackson. Exact, da. Și ai venit cu mine. Da, și aveai... Am luat-o cu mine când am luat Mignon în Hollywood. Da. Eu stăteam în America, ea a venit și a cântat în restaurant. Și zic, hai Elena, nu vii? Loc în mașină, da. O excursie. Bă. Și a cântat și ea, alături de mine, da. O Sole Mio. Adică a cântat altceva, așa Elena, cum ai spus da. Tu. Pădurea abordează tango, abordează muzică mexicană. De toate, cântă vreo 7 limbi. Dar vreau să spun ceva apropo de aia. Mai ți-aduce aminte? Erau niște mari bogătani, o casă, o vilă, deci, cu piscine. Avocatul lui Marche, unul din ei. Și avea niște câini care avea zgardă cu, de aur la gât. Da. Și făcea George, zic, măcar o zală măcar de aia. O zală să le dea și nouă. Nu că mă dau grande la... partul acela, la petrecerea da. Respectivă, am primit o mașină. Nu știu dacă ți-aduci aminte, da. Mașina aia mea, da, ultimul da, Renet, da. Aia a fost cadou. Deci a fost ceva. Recunoștința a fost ceva bine. Recunoștința clientului. A fost bine. Da. A fost bine. George a fost și este foarte iubit în America. Eu am plecat de da, și în România. Și în toată țara. Bine, și în toată România, țara. Da. Bravo. Ne-a confirmat da. Noua generație. Dar eu, în afară de țară, eu spun de America, unde da, pentru alți soliști e mai greu să fii. Și tu când, acum știu că cântăm și cânti tu de toate, da. Dar când cânti tu muzica ta din Bucovina, atât de frumos, costumul ăsta extraordinar, eu o lăudam și pe domnișoara, cât de frumos cântați voi, ce repertoriu aveți din Bucovina, ce costume frumoase. Și în Bucovina mă duc destul de des și cozonacul ăla pe care l-am mâncat și data trecută. Ce, da. Domnule, bucatele puse pe masă. Da. Ospitalitatea. Dar vreau să îți rămână în suflet. Da. Vreau ca marca de scrisoare. Ca marca exact. De scrisoare, dar vreau da. Să spun ceva, că tu nu știu, n-ai ascultat, eu am un bocet satiric. Ăla cu coșciugul? Da. Care... Și nu vreți să ne cântați și nouă un pic? Ăla cu... videoclip și... Și unde invităm pe oameni să-l vadă? Este pe YouTube. N-aș fi crezut. Bocet. Un butonez eu așa și mă uit Elena Pădure. Îl bocea pe unul mort să scriu acolo. Da, e un manechin. Mă, bineînțeles este... că nu, dar am rămas... Dar cum i-a venit ideea să fac acest videoclip? Eu. Și e plecat de la fapt autentic. Eu sunt născut în Vicovul de Sus, de la județul Suceava. Și când acolo așa este tradiția, probabil. Da, și când mă duc acasă, am niște prieteni de-a mea de vârstă cu mine, cu care umblam noi la joc, când aveam vreo 15-16 ani. Și mă duc la ele și mai bem o cafea, mai povestim. Și într-o zi una vine cu o hârtie, îi murise bărbatul. Îl chema Vasile.
Și o trăie greu cu dânsul. Și vine cu o hârtie și scrie, zice, tare aș plânge și aș boși, dar nu încurg lacrimile. Lacrimile și am avut tot o curs când m-ai batut. Că mai... Măi, Vasile, măi, Vasile, ai murit și-mi pari bine. Da, tare aș plânge și-aș boși, dar nu-mi curg lacrimile. Lacrimile și-am avut tot-o curs când m-ai batut. Fii atent acum. Și-apoi, dragile mele vecini, și-ați venit la mort la mine. Că voi m-ați graitat satul, că nu ne-am boșit bărbatul. Da, n-am boșit că n-am putut, boșiți-l voi, că voi iubit. Și mai Vasile, mai Vasile, tu și mort îmi faci rușine când ai pantaloni pe tine. Auzi, spune puțin, câte vizionări ai pe YouTube? Foarte mult, câte vizionări? Zeci de mii. Deci, uitați-vă, o să, este o chestie este pe folclor, care... Este folclor autentic. Dar cum să nu, da? Este folclor, da, autentic. Un bocet și făcut de ea într-un fel. Nu... Ia să vă uitați puțin să vă uitați și voi pe, și pe YouTube cei de acasă. Cu siguranță Elena, ne vom uita. Elena Pădure bocet, să vezi... cum îl boșesc pe Vasile. Dar într-o zi o să veniți să bociți la noi. Vin, mă, da, și frumos. Și punem și videoclipul ăla. Da, dar frumos vin să vin și cu jicoveanșile mele, să-l vezi, vin cu lumânare, da, mă. Da, auzi, spatele. Da. Da. Să auzi, facem da, filmul la se, propriu, da, vineri 3. Auzi, auzi, dar să nu, să nu ne bagă și mort, să nu bage și mort în casă, că ce faci, adică mortul. Deci, dacă veniți cu tot decorul, noi nu ne supărăm. Nu. Adică dacă veniți, butaforia nouă ne place. Eu nu prea mi-aș dori decor din de ce ala. Măi, trebuie să vedem, ca la carte a făcut doamna Elena Pădure un videoclip. Dar mai bine mă uit la videoclip și intru pe YouTube. Când ne-am dus și am filmat, astea, prietenele mele, ele stau acolo în Vicov, într-un cut, așa se cheamă, sau vecini acolo. Și să știi că vreo 4-5. Să le salutăm. Cum se numesc doamnele? Da, e Coca Rusu. Doamna Coca. Așa, Pazica Chirilă. Doamna Bazica. Pazica Chirilă. Pazica. Pazica. Și Coca Ungureanu. Și mai Coca. Este una, Maria, uite, am uitat. Doamna Maria. Doamna Maria. Cine asta nu a venit. Ăsta e ciclul de coconadă al da. Doamnei Elena Pădure. Așa, din, și grupul, acolo vă din grupul la vesel. Coconadă. Din grupul vesel. Și fii atent. Noi suntem toate și lumea știe că eu sunt cu ele și ele sunt împreună. Și când ne-am dus la Suceava, Muzeul Satului, să filmăm, în camera unde era Vasilin Copârșeu, erau niște manechine... care, că acolo, deci am găsit și butaforia. Era Vasile, era în Copârșeu, vreo 3 manechine femei îmbrăcate în negru și era o casetă sau un CD care mergea cu un bocet. Și când am auzit asta, zic, bă, stai că am așa. Și când ne-am dus să filmăm, alea manechine n-a putut să le lase pe filmare, că erau păpuși din astea așa manechine care deja lucea. Deja o dădeați fix în Vineri 13. Așa. În și, filmul Vineri 13. Așa, și le-a întors cu spatele. Și femeile din sat când a văzut că a lăsat numai una. Și asta la alții trei s-au pus, și-au lăsat numai una. Și femeile zicea, așa e care e cu spatele Maria lui Pascuță. Deci a fost un hai și când am filmat, că noi muream de râd, dar când încep bocetul, eu stau în întindă. Da? Nu vreau să ne povestiți mai mult despre acest videoclip, pentru că trebuie să veniți cu videoclipul, să-l vedem și noi și telespectatorii. Da. Ne-ați făcut curioși, cu siguranță telespectatorii vor intra pe YouTube și vor urmări acest bocet satiric, dar în acest moment vreau să ne cântați. Acum când ceva mai vesel. Ceva mai vesel. Ceva mai vesel. Mai vesel. Mai vesel. Doamnelor, domnilor, în filmul nostru de astăzi, Vineri 13, ne cântă prietena noastră dragă, Elena Pădure. I se cade un grițaraș, măi. De-azi și mai binișor. I se cade un puișor. I se cade un puișor, măi. Ui, săracul binițin și sănătatea să-l mănânci. Sănătatea fetilor,
vestilor, măi. Ui, săracu binițe și sănătatea să-l mănânci. Sănătatea fetilor, dragostea nevestilor, măi. Strâta, strâga, să se strângă fetele din Valea Lungă. Înzești bine să nu mă faci de rușine, să nu mă faci de rușine. Că-s femeia e rușinoasă, că ești n-a fost niciodată, că ești n-a fost niciodată. Hopa, hop, că așa-i la joc, să nu stea inimi în loc, măi. Tătă ziua să jucăm, în sara să ne sărutăm, măi. Hopa, hop, că așa-i la joc, să nu stea inimi în loc, măi. Sara să ne sărutăm, altă treabă nu avem, măi. Zi mai sus cât ți-am mai spus, că la vicovul de sus să joc să-mi fie de ajuns, măi. Hăi, te-am jucat, fete frumoasă, nu știți așa rușinoasă, nu știți așa rușinoasă. Jucați, fete și neveste, că până la zori mai este, că până la zori mai este. Dacă-i joc, păi joc să știe, să jucăm cu bucurie. Tot cu fete și fleacă, e cum se joacă pe la noi, măi. Dacă-i joc, păi joc să știe, să jucăm cu bucurie. Tot cu fete și fleacă, că nu-i nimeni ca noi, măi. Le-a pădat-o cinjilie și jucați batutilie, să se spargă plin de limă. Moldovenii joacă bine și le merge vestea lumii, ca noi nu mai joacă nimic. Bravo! Doamna Elena, vă așteptăm lângă noi pe Turcoazică, pentru că sunteți o poveste și ne place foarte tare de dumneavoastră, vă iubim tare mult. Vrem să ne mai povestiți. Îți pare bine despre mine? Îmi pare, foarte, pare bine. Foarte bine. Foarte că bine că sunteți astăzi. Așa? În căsuța noastră la Matinal și Popular. Și eu mă bucur foarte mult. Mulțumesc lui Doina, lui Dana Scoică și lui Lili Giapana pentru invitație. Și mă bucur că sunt împreună cu colegul meu. Ne-am dat întâlnire aici, așa? Nu la Edu, la Matinal. A stabilit de data trecută. Da, exact. Așa, a zis, aștept a zis sora mea, zic că... Și s-a potrivit, ai văzut? Mi te-ai lipit de suflet. Ca marca de... Am eu mai de prin tinerețea mea, așa, dar a rămas și va rămâne, nu? Da. Așa cum a spus și ea, uite, piesele astea vechi frumoase, nu? Așa este, confirmă și noua generație și dacă o avem alături de noi pe Grațiela Balan, a trecut și ziua mamei, cu siguranță ați petrecut foarte bine împreună cu sora ta, cu mămica, bunicuța. Eu vreau să știu cum te răsfeți tu cu mami? Cum petreceți voi timp împreună? Pentru că ea este mereu cu tine și părinții tăi te susțin foarte mult. Vin cu tine la București, te însoțesc la evenimente, la spectacole, în toate emisiunile de televiziune. Cum petreci tu timp cu mami? Vreau să-i mulțumesc foarte mult mamei mele pentru că... Oricând îmi este greu, ea este alături de mine, la fel și bunica mea și familia mea. Eu nu petrec doar singură timp cu mami, ci petrec și cu sora mea, alături de sora mea și de ea. Noi, când avem timp liber, îi cerem sfaturi mamei mele. Când avem teme, de exemplu, și nu știm, ea ne ajută de fiecare dată. Auzi? Dar eu te întreb așa și eu o să încerc să bag această întrebare într-o poezie frumoasă. Mă rog, să te duc prin vișini. Dar așa, când ești tu cu sora, cu mami și cu tati, doar voi patru, nu v-ați dori și un frățior? Ne dorim. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru că ne-a adus cu toți într-o familie bogată. Dar deocamdată suntem cu toții într-o familie, ne dorim și un frățior. Cine își dorește sau... mai mult un frățior, tu sau sora? Sora mea. Sora? Da. Sora, așa. Și mami cu tati ce spun? Doamna Elena, oricând puteți... Ce frumos puteți... vorbește, ce frumos gândește. Da? Copiii din ziua de astăzi... Este micuța ambasadoarea, da? Bucovinei. Da, și da. Am plăcere să o văd și că are și talent. Sunt copii în ziua de astăzi, sunt foarte isteți. Sunt. Vorbea de bogăție, să știi că cea mai frumoasă și cea mai
cea mai valoroasă bogăție sunteți voi pentru părinții tăi, tu și sora ta. Mulțumim. Asta este bogăție. Da, eu vreau să mai spun un lucru. Deci, uite, ea spune că mama ei vine cu, și taică-su vine cu ea pe la spectacole, o susține și laute la filmări. Noi, cine ne-a ajutat? Noi, cine ne-a ajutat? Eu singur am plecat în lume. Nu ne-a ajutat nimeni, nimeni. Și nimeni. Eu la fel. Singur, că așa era atunci. Acum... Și câți ani de carieră aveți? Vrei să spun? Așa. Din 73 până acum a fost socoteală. Din 73? În 78 sunt eu și am 42. Și cu încă 45. 40, nu. 47. 47 de ani de carieră. Deci în 73 am intrat solist profesionist. Deci a fost bine. Da, a fost bine. A fost bine. Eram... Dar așa cum spuneam și mai devreme, acum este o altă generație. Este, da, altceva. Lumea evoluează. Deci totul evoluează, nu rămâne pe loc, nu. Și mă bucur că sunt copii tineri care cântă și care le place. Chiar în Bucovina sunt foarte mulți și sunt foarte talentați. Și mă bucur când îi văd că le place, că altfel ar fi rămas tradiția și folclorul. Păi rămâneam săraci dacă nu, exact, le, dacă mai nu eram noi. Asta este cartea de identitate a neamului românesc. Costumul popular și cântecul popular. Altfel, suntem nimic, nimeni. Asta e românul. Doamnelor, domnilor, avem de învățat. Vrei și vă mulțumim pentru fiecare lecție pe care ne-o dați. Și vrei să spun ceva? Eu trăiesc la Brașov. Știu. Așa. Și îmi plac doinele de Ardeal și îmi place tradiția și dansurile de Ardeal. De nu vă puteți imagina. Uite, vezi, eu sunt ardelean de la Făgăraș și așa îmi place muzica din Bucovina. Până la urmă, țara asta este a noastră și trebuie să iubim fiecare zonă în parte și cred că ar fi momentul să nu ne mai criticăm unii pe alții, poate de multe ori împrumutăm din alte zone costume tradiționale, poate ne place să cântăm și moldovenește, ne place să cântăm și din Banat, chiar dacă suntem munteni sau venim din alte zone, până la urmă țara asta este a noastră și atâta timp cât folclorul merge mai departe și cântăm românește. Dar vedeți voi când suntem noi la spectacol sau la filmări, când venim din toate zonele, vedeți ce tezaur avem această țară, ce costume frumoase are fiecare zonă. Fiecare zonă acestei țări. Asta e bogăția noastră. Ceva de neimaginat, nu există în lume așa ceva, cum suntem noi românii. Și Dumnezeu are grijă de țara noastră. Și acum trec la altceva. Îmi spunea un preot că trebuie să ne rugăm pentru țara noastră. Trebuie să ne rugăm. Da, în rugăciunile noastre. Să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne zâmbim. Da, iubirea este cel mai important lucru în lumea asta și în viața unui om. Cum învățăm, doamna Elena Pădure, oamenii să-și iubească aproapele? Cum îi învățăm? Îi învățăm în felul următor. Eu spun ce fac eu. Dacă cineva îmi face rău, dacă îmi vorbește rău, am următorul gând. Zic, Doamne, iartă-l că el nu-și dă seama. Nu realizează că este așa. Și asta am învățat de la Părintele Galeriu, dintr-o carte, și spunea cum în noaptea dintre 8 și 9 iulie, în 1989, securitatea l-a bătut, cine, de la securitate, l-au bătut toată noaptea, l-au legat și l-au bătut toată noaptea. A doua zi era vânăt și, îți dai seama, după o noapte, el n-a spus, n-a blestemat, n-a zis nimic și a zis, mi-a fost milă de ei, că ei nu știu ce fac. Corect. Deci, vă dați seama? Pentru că nu conștientizează omul. Deci, când asta este. Că răutatea provine din prostie. Din prostie, da. Răutatea, prostia și răutatea merg mână în mână. De-aia este bine. Nu ia nimeni nimic din traista nimănui. Așa este. Nimeni. E loc pentru toată lumea. E bine, sunt unii, așa, care n-au avut niciodată și acum sunt acolo și ne-au luat tot în toate straitele. Adică nu e străituță fără un pic de... Da. Înțelegeți? Da, aia să fie bine. Că dacă ei sunt bine și oamenii din jurul nostru sunt bine, asta e cel mai important. Să fie oamenii fericiți în jurul nostru. Și în breasla noastră, cum sunt colegi, că breasla asta noastră e plină de orgolii. Dar eu am spus de unde provin, doamna Elena? Tot de acolo. Tot, da. În... Tot
tot de acolo. Da, daci. Minte puține. Și eu am spus așa, mă, de ce lumea e proastă? De ce când noi ca și colegi de breaslă să ne întâlnim, să ne facă plăcere, să ne întâlnim să bem o cafea, să povestim, pentru că la fiecare a dat Dumnezeu drumul lui. Așa și ce-i de Dumnezeu, nu ia nimeni nimic. Mi-a făcut mie odată un coleg la o filmare, mi-a stricat un CD. Da? Da. Și? Ca să nu mai cânti? Da. Și ce, era YouTube-ul pe vremea? Da, și am mers înainte. Dar vezi până unde merge mintea omului. Niciodată nu le-am avut pe astea. Nici eu. N-am avut... pește, noi pești nu avem așa ceva. No. Eu am sunt zis, capricor. Dacă... tot acolo, cu noi în bră. Dacă cineva a făcut, bravo lui, ideea este, cum să fac și eu? Exact. Nu dă-l și fă-l și dă-i. Cum să fac? Ce frumos e să spui omului bravo. Exact. Felicitări. Da. Să respecti reușita unui om. Un om reușește pentru că muncește. Pentru că spatele oricărei reușite este foarte multă muncă. Sunt nopți nedormite, sunt foarte investiți, multe emoții, bani investiți. Firea omenească, așa este. Nu se întâmplă miracole peste noapte să ajungă cineva. Dar există o invidie admirativă. Domnule, a făcut bravo lui, mă bucur. Sunt în stare să fac și eu la fel? Sau mai bine? Sau ce mi se potrivește mie? Sau să fac eu mai bine, nu? Că există și mai bine și mai puțin bine. Dar oare ce mi se potrivește pot să fac? Asta este la noi, la artiști. Vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Cântă și stăm și ne gândim, domne, de ce și-o fi ales piesa asta? Că nu i se potrivește. Eu așa văd mulți artiști care cântă. Domne, dar piesa asta nu îi se potrivește. Trebuie să știi să-ți alegi repertoriul. Este foarte important. Este foarte important să știi. Poate e cel mai repertoriul important este ca o haină. Dacă nu știi să-ți o ajustezi pe tine ca să arăți bine și să ascunzi defectele, pentru că poate uneori sunt defecte, poate nu pe toată lumea a înzestrat Dumnezeu, nu există cu o voce perfecțiune. Extraordinară. Nu există și perfecțiune. Știi să ajustezi, să faci în așa fel încât să scoți ce ai tu mai bun în evidență și să ascunzi micile imperfecțiuni. Măcar. Trebuie să știi să transmiți. Da, emoția, să transmiți emoția. Emoția se transmite. Nu, asta e punctul meu de vedere. După dar ăsta este adevărul, asta este perfecțiunea. Perfect. Cântă unii operă, uitați-vă ce voce am și la albască. Nu trec sticla. Nimic. Nu trec sticla și rămânem pe sticla. Vine unul cu că un firicel de voce. Frică, să n-ajung pe sticla de și lapte. Și reușește să cucerească lumea. Sigur că da, un firicel de voce, dar știi ce să facă cu ea? Să o transmită, să cuvintele... Emoția, transmisia, atitudinea și să faci ceea ce ți se potrivește. Și cred că astea nu se pot învăța. Nu. Nu, niciodată. Dar învață Graziela Balan de la noi pentru că suntem mai bătrâni. Auzi, dar vreau să spun ceva. Eu, după părerea mea, apreciez foarte mult și cred că este foarte important la om, la bărbat, mă rog, femeie, soliști ce sunt, vocea și ochii. Astea sunt expresia sufletului. Vocea este ceea ce suntem noi în lăuntrul nostru. Vedeți că sunt unele voci, cum a spus George, un pic de voce, dar când a deschis gura, el cântă din suflet, cântă cu sufletul, cu inima. Și se aude sufletul. Și atunci, sufletul trece. Exact. Și atunci primește, celălalt din fața ta primește. Și atunci când primește aplauze, noi când cântăm sunt niște energii, pierzi niște energii puternice. Spune-mi, când ai cântat, de câte ori ai lăcrimat? De câte ori ai plâns? Și voi, că sunteți artiști. Am cântat. De câte ori ați simțit, ați avut emoții atât de puternice? Nu. Îți dau eu un exemplu. Cântam în Israel, la restaurant, și cântam eu o romanță cu mama. Și... Dar vreau să vă țineți ideea, pentru că trebuie să ne cânte Graziela. Graziela Balan a stat cu Mințică aici pe turcoazica noastră și a ascultat sfaturile până la urma urmei ale invitațiilor noștri de astăzi și suntem convinși că la momentul potrivit în viață le va pune în practică. Dar acum ne cântă Graziela Balan. Așa, să fie draga cânta, ia ca așa. Spunea vorbă, spunea așa, că ce nu știe cânta, își alină inima, ia ca așa.
așa. Că omul cu un glas frumos, prea umblă mânios, că tot cântă și voios, ia ca așa și așa. Că omul cu un glas frumos, prea umblă mânios, că tot cântă și voios, ia ca așa și așa. Fata și ca mine lui, cât îi va trasatului, cât îi va trasatului, ia ca așa și așa. Fata și ca mine lui, cât îi va trasatului, cât îi va trasatului, ia ca așa și așa. Oi, oi, nici pe aici, nici picolea. Sunt când doi Nadia le-am și plaiu bucovinean, și plaiu bucovinean, ia ca așa și așa. Sunt când doi Nadia le-am și plaiu bucovinean, și plaiu bucovinean, ia ca așa și așa. Oi, oi, cu și nimă o asculta, în glasul meu nu l-am uitat, că am să-l duc din neam în neam, cu bucovinean, hop, hop, și așa. Înaltă și voinică, lelișoară frumușică, doarme lângă mama ligă, lelișoară fa. Mama ligă de din oală, lelișoară frumușică, ia cu somnul se omoară, lelișoară fa. Asta-i lelea, ba nu-i lelea, da, să-i dai să-i crapi pielea. Câte fete se radică, lelișoară frumușică, că nu știu-a fac și mama ligă, lelișoară fac. Este una mai stătută, lelișoară frumușică, fac și mama ligă crudă, lelișoară fac. Cheamă mâța s-o mănânci, lelișoară frumușică, mâța mea ună și fugi, lelișoară fac. Și fugi pe ușa afară, lelișoară frumușică, tot la laptele din oală, lelișoară fac. Și lelea frumoasă, dacă e boia o groasă.
nunta băiatului, să-l pupe mama de pui. Dumnezeu să-l apere, că frumos e ginere. Uite așa și tot așa, că după inima mea Dumnezeu le-a aranjat și mă țin mândră prin sa. Am băiat descurcăreț, tot ca ta spune isteț. Și i-am dat
așa. Hai, pădiță încoace, jocul ăsta să-l jucăm, măgășăței, știu că-ți place să ne petrecem. Hai, că începe jocul cu fetișe, cu flăcăi, ia ca eu nu găsesc locul, mai bădiță măi. Hai, frunzulițele pe lin! Hai, dar jocul să-l pornim, să strigăm, să chiuim. Mai bădiță, vezi ce faci, ho, bădiță dragă, pe picior să nu mă calci, mai bădiță măi. Că papuciu-s noi nouți, ho, bădiță dragă, de la târg de rădăuți, mai bădiță măi. Hai, bădiță, încoace jocul ăsta să-l jucăm, măcășăței, știu că-ți place să ne petreșem. Hai, că începe jocul cu fetișe, cu flăcăi, ia ca eu nu-mi găsesc locul, mai bădiță măi. Șurică-s la jucă! Să mai fac, ho, bădiță dragă, pentru joc i-am cumpărat, mai bădiță măi. Hai, bădiță, încoace jocul ăsta să-l jucăm, măcășăței, știu că-ți place să ne petreșem. Hai, că începe jocul cu fetișe, cu flăcăi, ia ca eu nu-mi găsesc locul, mai bădiță măi. Hai, mai bădiță, scrip cara! Draga noastră Grațiela Balan, mulțumim tuturor invitațiilor noștri de astăzi. Am intrat în weekend cu dumneavoastră, am făcut o petrecere frumoasă ca în fiecare dimineață aici la Matinal și Populari. Avem și filmul nostru. Avem filmul nostru, doamnelor și domnilor, vineri 13, Matinal și Populari. Am glumit și noi, fiecare avem rolurile noastre principale în propriile vieți și să sperăm că acest rol principal fiecare în propria viață îl are cât mai frumos. Și joacă cât poate mai de bine. Exact, trebuie jucat cât puteți mai bine și să puneți suflet în tot ceea ce faceți și cu siguranță vă va ieși 100%. Doamna Elena Pădure, sunteți o poveste, sunteți un rol principal într-un film minunat, într-un film în care ați jucat și jucați în continuare cu mare mândrie și cu mult talent și cu dorință aprigă de a transmite celor care vin în spatele nostru aceste obiceiuri și tradiții frumoase. Este absolut normal și trebuie să nu uităm că folclorul, v-am spus, și tradiția neamului românesc este carte de identitate a neamului nostru și a țării. Trebuie să avem grijă să le păstrăm. Să fie CNP-ul acolo, numai cu opturi care înseamnă infinit. Și să ducem aceste tradiții și obiceiuri prin CNP-ul acesta plin de opturi. Dumnezeu să ne ajute! Doamne ajută! George Rotaru, îți mulțumim din suflet că și astăzi ai venit să petreci o dimineață frumoasă la Matinal și Popular și să știți că aveți premiul sufletului nostru. Plăcerea a fost pentru de că parte. Vă apreciem și tot ce ați făcut. Ați făcut foarte bine și sunteți un exemplu pentru noi toți. Știți când se expiră buletinul meu? În 2087. Ei, deci, până atunci vei fi invitatul frumos, nostru jucăm, la Matinal o să jucăm populari. Într-un film extraterestru. Și am eu la fel. Jucăm în continuare în propriul film. Mulțumim, Grațiela. Grațiela Balan joacă în filmul ei în curând de adolescentă, dar momentan al fetiței și micii ambasadoare a Bucovinei și al fetiței cu minți care ascultă încă de părinți. Vreau să vă mulțumesc tare mult pentru prezentarea care mi-ați făcut-o, m-ați lăudat și mă duc foarte bucuroasă acasă pentru că am putut să vin astăzi la voi. Vreau să-i mulțumesc doamnei producătoare, doamna Daniela Scoica, deoarece de fiecare dată își amintește de mine. Și vreau să mulțumesc tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit astăzi. Și noi îți mulțumim, Grațiela, și am o curiozitate, așa vreau să te întreb, cum te privesc elevii, colegii tăi la școală, cum te privesc? Așa ca pe o mică vedetă? Da, ei sunt foarte mândri de mine. Doamnelor, domnilor,
trebuie să le mulțumim și sponsorilor noștri. Le mulțumim, bineînțeles, mulțumiri din acord pentru sunet, Masaia Decoration Style, IE tradițional românească, atelierul Iuliei Martinescu de la Ponoarele, Mademoiselle Atelier, cofetăria Claus și Nea Vasile Cozonac. Să aveți un weekend extraordinar, un weekend de poveste. Luni de dimineață vă dăm întâlnire din nou aici la Matinal și Popular. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Noi, în continuare, o să vă iubim. Vă iubim pentru că iubire transmite în filmul nostru vineri 13 pe final și prietenul nostru, George Rotaru. Ne revedem luni dimineață. Weekend plăcut! Castane s-au scuturat, dar să știi că încă n-am uitat cum în părul tău îți spuneam flori și te dezmierdam din noapte în zori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. Câte nopți te-am așteptat, colo-n colț sub teiul cel rotat, ca să ies în cale, să-ți dau flori, dar m-ai înșelat de-atâtea ori. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. Trecut, te-ai măritat, toate visele s-au spulberat. Te văd uneori, frumoasă-mi ești, ochii-ți sunt riști, dar tu zâmbești. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea fără tine n-are rost. Dar eu continui să te iubesc, umblu ca nebun nopțile pe drum de dor. Dar eu continui să te iubesc, cred că viața mea